Sănătatea mea este din ce în ce mai precară, așa că sperăm să mai apucăm weekendul. Bine v-a regăsit, fraților, la un nou episod din Poppy Playtime. Mă rog, continuarea din Poppy Playtime, chapter 2. Pentru că am făcut chapter 1 și ne-a jucat chapter 2 un episod și am văzut că s-au strâns 100 de like-uri. Și am rămas aici data trecută. Nu am altă idee ce să filmez. Dacă aveți idei, puteți să lăsați în comentarii, în secțiune. Dacă mă auziți puțin mai ciudat, știți deja că sunt răcit. E posibil să fi luat o gripă, cred, sau nu știu ceva, pentru că nu e o răceală normală. Acum depinde, frate, ce o să fie. Ok, aparent am căzut direct. Bun, hai să vedem ce trebuie să mai facem și noi în Poppy Playtime. Nu știu dacă o să trenăm jocul astăzi, dar oricum am văzut că vă place seria și mă refer la primul episod. N-am strâns niciodată, cred că, așa de multe aprecieri la un de-asta, la un gameplay, sincer. Nu știu. Se aude ceva foarte dubios din spatele meu. Sper să nu fie vreun dăla. Că dacă e, nu o să mai fim noi. Suntem într-un factory sau ce chestia asta? Ok, pare să fie un dinozaur. Știu că era ceva dinozaur în Poppy Playtime, dar nu știu dacă e un animatronic de ăsta sau ce se-i mascote. Hai să luăm de aici curentul. Și unde ar trebui să-l ducem? Oh, shit. Cred că trebuie să urc și eu. Trebuie să ducem curentul dintr-o parte în alta. I guess so. Mi-am pierdut curentul din mână. Fuck. Damaged. Ah, se... Uite pe mami long legs. Ok. Bă, ăsta-i Freddy? Nu pot să cred că dacă e un easter egg de la... I can't believe you. Păi și cum îl dăm pe ăsta jos? Unde trebuie să duc eu curentul acesta? Trebuie să-l chem pe ăsta, practic, să-mi ia dinozaurul ăla, idiot. Dar stați să urc la loc. Bă, își pierde... Ah, gata, am înțeles, ok, deci... ok, gata, am înțeles. Hai să chemăm chestia asta încoace. Voi ce mai faceți? Tocmai ce am aflat ieri că s-a lansat ăsta, Counter-Strike 2. Și încă o veste pe care o să vă dau acum este că o să avem membrii canalului. Gen funcția aia de membru pentru cine are chef să-și ia. Nu e nimeni obligat, bineînțeles. Sau o să avem și link de donație și chestii. Dar s-a abonat cineva cât eram aici. Woo! Și acușa facem 8.000 de abonați. Nu cred că au trecut nici măcar câteva zile de când am făcut 7.000. E ireal. Poate facem 10.000. Cred că facem și mai rapid. Sper, nu știu. Nu vreau să mă pripesc. De aici sunt foarte răcit. Foarte, foarte răcit. Și nu știu, frate, dacă e COVID, dacă e gripă. I don't fucking know. Hai să-l cărăm pe ăsta. Gata, cred că ne ajunge. Ok. Vezi-l cât de urât e dinozaur. Se pare că am avut creier destul încât să facem acest puzzle. Cum s-ar spune. Nimeni nu spune așa. Hai să vedem ce mai e pe aici. Se aud bubuituri în ceiling. Ah, n-am curent. What? Păi și unde-i sursa? No, 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 hey, 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 wait, 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 wait. Ok. Ok. Go down, maybe? Ah, cred că știu! Da, cred că știu, cred că m-am prins. Oh my fucking god, come on. Așa. Trebuie să luăm de aici. Să-l luăm pe ăsta. După pe ăsta. Și după să-l băgăm acolo. Incredibil, e Alexuțu, incredibil. Și cel mai bun jucător de Garden of Banban HD. Hai să continuemos. Oare de ce scot astfel de cuvinte? Pe gură! Pa, bă! N-a plătit o mare în gazul. Iar a explodat țevile cu el. Hai să luăm acest scaunel de aici și să deschidem ușița. Oare unde am ajuns acum? What? Ah, am ajuns înapoi? Ok. Hai, băi, și handicapat. Ok, I did fantastic! Da, nu sună bine. E clară treaba. Oh, deci iepure. What the fuck?
Bun. Iepure. Kissimissi. What the fuck? Ah, say what? Icons must be sequenced out in the exact order. Cum ar trebui să știu culorile? Oare e albastru? Cum știu culorile? Ce desene făceau copii? Ok. Cam obscur. Dar nu înțeleg, bro. Ah, Waka Hagi, cred că pe aici, da, sunt handicapated. Cred că pe aici trebuie. Ok. Găsim ceva în baia asta? Multe, multe mâini de la din chapter 1. Hai să luăm pe aici, să vedem ce e. Uuleu! Mi s-a închis ușa după mine, ești prost? What the fuck? Welcome to Waka Waka. This advanced test is designed to assess the extent of your reactionary abilities. A dual palm grab pack will be provided to you for this test. Okay. Around you are 18 sizable holes. An adorable Huggy Wuggy toy could appear out of any No cred că trebuie să Oh my fucking god. Comes out, hit it with your grab pack. That's all. Good luck. Oh my fucking god, ne jucăm Hopa Mitică de ăla. Închide-te. The toys in this game used to have strings attached to them so they could be pulled back when they got too close to the children. Aha. Acum e doar Huggy, gen. Nu prea văd. Uite ce se uită aia la mine. Mamă, cât de dezorientant e. Și la ce reacție am eu, la cât îți derăcit. Holy fucking shit, man. Oh my fucking god. Ce e așa de stresant jocul ăsta? Noroc că m-am jucat CSGO. Bă, mi-aduce aminte de minigame-ul cu minirenele. Hell no. Bă. Gata? Oh, you did it. ce dezamăgită. Ia uite-o că tremură. N-am întrebat. Niciodată nu văd ce-mi deschide, sunt... Ok. Acum lasă-mă să mă întorc. Am doar nevoie de codul ăsta. Chestia asta trebuia doar să te joci 6.000 de ore ca mine CSGO și gen. O făceai easy. Și acum hai să mergem înapoi, spunem codul, zic eu. Să fie un episod de vreo 18 minute, cred. Așa aproximez eu, nu știu cât o să fie. What the fuck? Oh, gata, am dat-o pe creier, ok. Hai să vedem cum se aude asta. Oh, leu, mor și mă. Bine, vă dați seama că jocul ăsta n-are cum să se compare cu chestia aia numită Garten of Banban, dar și Garten of Banban e un joc foarte bun. Aici ne întâlnim cu Kissimissi. Da.
Ia uitați-vă chisimisi, am plecat direct. O să mă duc pe aici? Na, n-are treabă. Da, bă, uitați lacrima aia de am vorbit noi într-un episod. Pare... pare să fie friendly. Nu zice nimic. E ok, poți să pleci, nu mă interesează. Bineînțeles că nu o să luăm și noi la stânga. Luăm la dreapta. Luăm de aici. Punem aici. Luăm de acolo. Nu cred că mai pune nicăieri. Pretty good, pretty good at what I'm doing. Unde am ajuns? What? Trece aici, cărtulețule. Așa se pare. Ah, n-am ajuns nicăieri. Ha. Tare. Fuck! Ah, no, never mind. Cart, coridor. Hai să băgăm asta dacă tot... Ah, fuck! Come on! Da, am înțeles cum. Nice, nice. Creier. Suntem bine pe creier. Aparent... aparent am fost pe mut în partea aia. Și... hai pe aici. Wow, și am ajuns înapoi și cred că ăsta o să fie ultimul nivel ca să pornim trenulețul. Nu știu unde, nu știu unde o să ne ducă. Dar dacă vreți în continuare să facem finalul la Poppy Playtime 2, nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați, să facem și noi 8000 și vă invit și la celelalte clipuri. Sper că v-am pus un zâmbet pe față. Eu sunt mort. Și noi o să ne revedem poate chiar mâine cu un nou clip de Poppy Playtime, să terminăm jocul, dacă bineînțeles vă place. Dar până să facem următorul episod, eu am fost Alex și ne vom revedea data viitoare. Pa, pa!